Arsenio Boca ha vorbit cumva tangențial pe ideile respective. El a spus că în momentul în care o mamă alăptează, copiii care reușesc să primească lapte fără ca mama să fie avut de-a face cu soțul, copiii aceia se dezvoltă într-un alt mod. Există o carte a lui, acum cumva au tăiat-o, au cenzurat-o, n-a mai rămas mare lucru din ea, și anume Copiii născuți în lanțuri, a lui Arsenie Boca. Să nu uităm că Arsenie Boca a fost elevul lui Francis Rainer, un mare profesor de medicină. Arsenie Boca a făcut atât Belle Arte, școala de arte, cât și școala de medicină, primii 3 ani, pentru că după care a venit războiul și lucrurile au urmat o cu totul altă natură. Dar, așa cum astăzi, în primii 3 ani de medicină, înveți niște baze puternice, în perioada respectivă, în perioada lui Francis Rainer, 3 ani de medicină, în care de multe ori făceai și duminica, adică școala atunci era clar de luni până sâmbătă, și de multe ori făceai și duminica. Dacă noi privim problema din punct de vedere al interiorizării cunoștințelor, integrării cunoștințelor în viața noastră, este foarte important să înțelegem că secvențierea, fractalizarea învățăturii cu multe pauze, multe pauze, o să ducă la o situație în care, în cel mai bun caz, copilașii aceia vor fi depozitari de cunoștințe, dar pe care, dacă nu le folosești, le uiți. Deci, această fragmentare a învățării este o problemă. E o problemă mare. Pentru că, bun, de acord, în un an de zile ai 3 luni vacanță, ai o vacanță de 2 săptămâni, mai ai o vacanță de 2 săptămâni. Sunt sărbători, copilul e implicat în altceva. Dar iată că lucrurile s-au schimbat. Acum o mulțime de zile libere, o mulțime de vacanțe, o mulțime de motive pentru această secvențializare a procesului de învățare. Să nu uităm că învățarea este un proces de rezonanță. Un proces de rezonanță. Este ca la un pian. Deși când noi apăsăm pe do, la un moment dat, dacă folosim alte clape ale pianului, deși nu scot sunet, împuternicesc nota primară. Și lucrul acesta se știe, se cunoaște, pentru că la baza rezonanței stă ascultarea. La baza relației dintre două suflete, doi oameni, stă ascultarea. Dacă există ascultare, atunci lucrurile se dezvoltă, merg. Dacă nu există ascultare, atunci e o problemă.